Astăzi o să facem tacos cheeseburger. Abia aștept să vă arăt despre ce este vorba. Pentru această rețetă avem nevoie de lipii de taco sau tortilla, carne tocată de vită, brânză cheddar, o să facem un sos din maioneză, muștar și ketchup, castraveți murați, salată verde, roșii și ceapă albă. Rețeta este foarte simplă, se face în mai puțin de 5 minute, nu necesită foarte multă muncă, așa că o să ne apucăm de sos în primă fază, un sos basic din maioneză, ketchup și muștar. Am aici o lingură de maioneză, o să pun 2 lingurițe de ketchup, o linguriță de muștar. Amestec foarte, foarte bine aceste ingrediente. O să pun niște sare, piper. O să-mi toc toate ingredientele să le am pregătite ca la final doar să-mi asamblez acest tacos cheeseburger și să mă bucur de el. Nu, nici mai am cuvinte ce să mai zic. Tocăm foarte mărunt castravetele. Totul la acest tacos cheeseburger trebuie să fie minimalist, trebuie să fie bucățele mici care să se amestece între ele și în momentul în care muși să ai absolut toate aromele, toate texturile în gură. Tocăm și roșie. Practic, este un cheeseburger în varianta simplificată, pentru că nu avem nevoie de chiflă, avem nevoie doar de niște lipii. Bun, mi-am tocat absolut toate ingredientele, toate legumele, în salata verde, roșiile, ceapă albă și castraveții murați și vreau să mă ocup de carne și de modul de asamblare al acestui tacos. Abia aștept să vedeți despre ce este vorba. Avem aici lipiile de tacos, carne tocată de vită. Tot ce fac este să mă murdăresc puțin pe mâini acum. Să iau niște carne de aici și să o lipesc efectiv pe toată suprafața acestei lipii. Avem nevoie de o tigaie foarte bine încinsă, nu mai punem niciun fel de grăsime pentru că deja carnea are grăsime, așa că tot ce trebuie să fac este să iau această lipie, să o pun direct în tigaie cu carnea în jos. O ajut puțin pentru că are tendința să se strângă carnea. Perfect, procedez la fel și cu a doua lipie. Punem sare, piper, până se prăjește pe partea cealaltă, vreau deja să-i pun 2 felii de brânză cheddar ca să se topească. Mamă, cum o să se topească brânza asta și o să toai de capul meu cu toate ingredientele astea, cu castraveți murați, cu ceapă, cu roșie, cu salată verde, cu sosul pe care l-am făcut. Dumnezeule, nu trebuie nimic mai mult de atât. Aceeași poveste și cu a doua lipie, punem pe partea cu carnea în tigaia încinsă. Primul tacos cheeseburger este aproape gata, avem carnea super rumenită, brânza topită, așa că o să ne apucăm de joacă. Punem o linguriță, două de sos, castraveți murați, salată verde, roșii și ceapă. Ce poți să-ți dorești mai mult de atât? Spune tu! Știi că iar zice lumea că vorbesc de nebună singură pe aici? Nu vorbesc de nebună singură, el este Adi, colegul meu de echipă. Dacă vreți un cheeseburger super rapid de făcut, puteți să faceți acest tacos cheeseburger, de fapt, este extraordinar, gustul este același, așa că vă urez poftă bună pentru că eu o să mă apuc să mănânc, bineînțeles, fiind mâncarea mea preferată, nici n-am ce să mai spun. Gata, la revedere! Știi vorba aia? Ne aplaudă urechile! Doamne, ce bun! Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul Bucătăraș.